Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am ajuns la momentele finale ale relatării pe care Matei o face cu privire la viața Domnului Isus. Am văzut până acum modul în care Matei l-a prezentat pe Domnul ca fiind regele, împăratul împărăției cerurilor. Aceasta este ideea pe care el a urmărit-o pe tot parcursul Evangheliei scrise de el. Adresată evreilor, în mod special, mesajul Evangheliei după Matei este acela că Domnul Isus este Mesia cel așteptat de viacuri. Dragii mei, dacă evreii l-au așteptat de viacuri, la fel a făcut întreaga umanitate. Chiar dacă a fost o așteptare pe care nu o înțelegeau, toți oamenii au avut și încă au nevoie de mântuire, de izbăvire. Singurul care o poate aduce este Domnul Isus, iar modul în care El a împlinit această misiune este prin jerfă. Întorcându-ne la Evanghelie, trebuie spus că ea se sprijină pe doi piloni importanți, moartea Domnului Isus și învierea Domnului. Ascultați modul în care definește Apostolul Pavel Evanghelia. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Aceasta este esența Evangheliei. Nimic nu indică mai bine faptul că Domnul Isus a fost Fiul lui Dumnezeu decât așa cum o fac aceste două evenimente. Minunile, cuvintele Domnului, da, au fost foarte importante, sunt foarte importante, dar în aceste două stă vestea bună a izbăvirii omului. Nimic altceva nu putea aduce ispășirea pentru păcatele noastre decât această jertfă a Domnului Isus. Prin învierea Lui a fost demonstrat faptul că El este Fiul lui Dumnezeu care are puterea asupra vieții și a morții. Un alt fapt important în ceea ce privește Evanghelia Domnului Isus este unicitatea învierii. Nici o religie nu reclamă un asemenea lucru. Toate celelalte religii înregistrează moartea liderului lor. Creștinismul este bazat tocmai pe înviere. Toți liderii celorlalte religii sunt morți, numai Domnul Isus este viu. Este un lucru important pe care trebuie să-l știm și să-l trăim. De ce oare este atât de important? Gândiți-vă care este cea mai mare teamă a omenirii: moartea. Domnul Isus a biruit-o și promită că toți cei ce vor crede în el vor avea aceeași biruință. Niciun evanghelist nu ne oferă detalii în ceea ce privește învierea Domnului. Fiecare oferă însă aspecte care pun în lumină cele scopuri pe care Duhul Sfânt le-a pus în inima acestor oameni. Acesta este motivul pentru care evangheliile prezintă o imagine compusă a învierii. Niciunul dintre cei ce au scris evanghelii nu dau detalii complete, ce aduc noi nuanțe ale acesteia. De aceea cred că nu se poate vorbi despre contradicții sau conflicte între diferitele imagini prezentate de evangeliști cu privire la înviere. În ceea ce privește ordinea evenimentelor legate de înviere, doresc să vă prezint o notă făcută de unul din cercetătorii de seama ai Scripturii pe nume Scafield. El prezintă o cronologie a evenimentelor combinând elementele prezente în cele patru evanghelii. Să aruncăm o privire la rezultatul acestei inițiative. Ordinea evenimentelor, așa cum reiese ea din combinarea relatării celor patru evangeliști, este următoarea. Trei femei, este vorba de Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, se îndreaptă către mormânt, urmate de alte femei. Ele veneau să aducă mirodenii și alte lucruri necesare în bălsămării. Primele trei găsesc piatra de pe gura mormântului dată la o parte și Maria Magdalena leargă să dea de știre ucenicilor. Este ceea ce relatează Luca în capitolul 23, de la versetul 55 până la capitolul 24, versetul 9 și de asemenea Ioan în primele versete din capitolul 20. Maria, mama lui Iacov și a lui Ioan, vin mai aproape de mormânt și îi văd pe cei doi îngeri. Este ceea ce găsim în Matei, capitolul 28, versetul 2. Apoi, Maria se duce înapoi la ucenici pentru a se întâlni cu cel de-al doilea grup de femei care veneau cu mirodenile. Între timp, Petru și Ioan, anunțați de Maria Magdalena, ajung și ei la mormânt și privesc înăuntru, după care pleacă în grabă. Acest episod este relatat de Ioan. Maria Magdalena ajunge și ea din nou la mormânt și aici îl vede pe Domnul Iisus, dar îl confunde cu grădinarul. Între timp, Maria, mama lui Iacov și celelalte femei care veniseră cu mirodenile, se întâlniseră cu îngerii, așa după cum relatează Marcu în capitolul 16 și Luca în capitolul 24. Și ele primez mesajul îngerilor și pleacă să se întâlnească cu Domnul Iisus după cum relatează Matei în capitolul 28, versetele 8, 9 și 10. În ceea ce privește aparițiile Domnului Isus după înviere, ele ar fi următoarele: În prima zi a învierii, Domnul s-a arătat Mariei Magdalena, femeilor care se întorceau de la mormânt, lui Petru, probabil în timpul amiezei, ucenicilor care mergeau către Emaus, aceasta s-a petrecut seara, și tuturor apostolilor, cu excepția lui Toma. Opt zile mai târziu, Domnul Isus se arată apostolilor, când era și Toma prezent. Apoi li se arată în Galileea, după cum au spus îngerii. În Galileea se arată celor șapte care pescuiau pe Marea Tiberiadei. Pe munte se arată ucenicilor și altor 500 de persoane. În Ierusalim și Betania se arată lui Iacov și celor 11. Apoi se mai arată lui Pavel pe drumul Damascului. De asemenea, Domnul Iisus se mai arată în templu în câteva rânduri chiar și se mai arată lui Ștefan când acesta era în afara Ierusalimului. Și apoi, în cele din urmă, apostolului Ioan, pe când acesta era exilat în insula Patmos. Dragi prieteni, Matei îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind regele, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Pentru că aspectele pe care el le prezintă cu privire la Domnul sunt menite să întărească această imagine a Domnului. Dar, haideți să mergem mai departe și să vedem mai în detaliu ceea ce scrie Matei cu privire la învierea Domnului Isus. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Alți evangeliști precizează că femeile veneau pentru a îmbălsăma trupul Domnului Isus. Dar observați, vă rog, graba cu care veneau aceste femei. Dis de dimineață, când abia se lumina de ziua, ele erau pe drumul către mormânt. Aceasta arată dragostea lor pentru Domnul, aceasta mai arată și zbuciumul care a fost în sufletele lor în toată acea vreme a sabatului. Se pare că abia au așteptat să treacă ziua pentru a merge din nou la domnul lor. Dar acolo au o mare surpriză. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Sunt mulți cei care au întrebat dacă era nevoie de îngeri să dea piatra la o parte pentru ca Domnul să poată ieși din mormânt. Avea el oare nevoie de acest ajutor? Cu siguranță nu. Piatra nu a fost dată la o parte pentru a-i oferi Domnului posibilitatea să iasă din mormânt, pentru că nimic nu-l putea ține pe el. Amintiți-vă că după înviere Domnul nu mai era limitat de spațiu și timp. El se putea mișca de acum în afara spațiului și timpului. Motivul pentru care a fost înlăturată piatra era ca omenirea să în învierea. Un alt fapt interesant aici este descrierea îngerului. Nu găsim prea multe locuri în scriptură unde sunt descriși îngerii. Abia în Daniel, capitolul 10, versetul 6 și apoi în Apocalipsa, capitolul 10, versetul 1, mai găsim asemenea descrieri. Cert este că înfățișarea lor și prăvălirea pietrei a dus panică în sufletele celor ostași străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Știți ce mi se pare mie interesant? Soldații aceia erau oameni trecuți prin multe. Ei făceau parte din armata care cucerise cea mai mare parte a lumii cunoscute atunci. Crezul lor era disciplina și curajul. Beneficiau de o foarte bună pregătire și erau cunoscuți ca fiind neînfricați. Cu toate acestea, în această situație, limită lășină de teamă în același timp, un grup de femei, fără prea mare putere, neajutorate, care se întrebau cine o să dea piatra de la un mormânt, au un cu totul alt comportament. Nu numai că nu se tem, dar intră și în dialog cu îngerul. De ce această diferență? Este vorba de credință. Este vorba despre modul în care te raportezi la viața ta. În lupte, oamenii aceia erau obișnuiți să lupte pentru viața lor, să-și apere viața. Ei se antrenau, luptau pentru a rămâne cu viață. Însă, atunci când se întâlnesc cu ceva ce nu făcea parte din antrenamentul lor, se tem. Nu știu cum să reacționeze. Iar teama lor duce la pierderea controlului. Femeile, ele predaseră viața lor. De acum nu se mai tem pentru ea. Aduceți-vă aminte că atunci când domnul era tratat ca un proscris, ele erau acolo, fără teama că cineva le-ar putea face rău din această cauză. Aceia care își pun viața în mâna Domnului nu au de ce să se teamă. Așa cum spunea cineva, chiar și moartea unei vrăbii este un act providențial. Cu alte cuvinte, nimic nu poate să lea pe Dumnezeu prin surprindere. Și dacă ești al Lui, nu se poate ca ceea ce El îngăduie să vină în viața ta să-ți facă rău. Femeile știau deja lucrul acesta, mai ales că Îngerul le încurajează. Dar Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți căci știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zecea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Din câte observăm, îngerul avea o misiune, mai bine spus, un mesaj pentru oameni. Așa cum a fost anunțată nașterea Domnului, acum este anunțată în vierea. Dar un alt lucru care trebuie notat este acela că, în ambele cazuri, îngerii vin și transmit mesajul oamenilor pentru ca ei să-l transmită mai departe apoi. Dragii mei, îngerii au încredințat mesajul femeilor și el este încredințat și nouă. Este de acum datoria noastră să ducem mai departe această veste bună. Femeile au plecat alergând să ducă mai departe această bucurie. Îngerul le sfătuiește să nu se teamă, chiar și Domnul Isus, cu care se întâlnesc le spune același lucru. Nu este vorba despre teama aceea paralizantă a soldaților, ci este teama în fața unui lucru atât de măreț cum este învierea Domnului. Le era teamă că nu este ceva real, că este un vis din care se vor trezi. Dar ele primesc asigurările din partea îngerului că este așa cum se spune, este ceva real. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea! Acolo mă vor vedea! Observați confuzia sentimentelor femeilor. Dragii mei, toți cei care au o astfel de întâlnire cu Domnul Isus au parte de asemenea emoții. Este ceva ce îți umple sufletul. Teama vine adesea din faptul că bucuria este atât de mare și nu știi de unde vine, ești copleșit de ea. Este o bucurie ce te copleșește. Încet, încet, ea pătrunde tot mai mult în sufletul tău și se instalează acolo. Dar aceasta este valabil numai pentru cei care se alătură Domnului Isus, pentru cei care cred în El. Ceilalți. Au parte de altfel de emoții. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă vă ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Dacă pentru ucenici și pentru cei apropiați Domnului aceste vești sunt aducătoare de bucurie, pentru cei ce l-au pus pe Domnul pe cruce nu este la fel. Ei au parte de îngrijorări și mai mari. Minciuna pe care au trăit-o până acum trebuie dusă mai departe. Nu mai pot scăpa de ea. Mituiesc o și lansează o campanie de intoxicare a populației cu minciuni, totul pentru că de acum se temeau și mai mult. Ei vreau să-l țină pe domnul în mormânt, pentru că ei se poate face ce vor, dar așa ceva nu se poate. Dragul meu prieten, poate și tu încerci să te minți pe tine și pe alții că Domnul este mort. Nu este nevoie să afirmi aceasta. Dar atunci când îi interzici să vină în viața ta, să afecteze tot ceea ce ești, faci și îți aparține, exact acesta este lucru pe care îl afirm, că el este încă în mormânt. Te atunci de ce ești plin de teamă, nesigur de tine, de ce este în jurul tău? Dacă Domnul Isus rămâne mormânt, aceasta este starea naturală a lumii, nesiguranța, teama, frica. Atunci când vezi prin ochii spiritual mormântul gol, Domnul este acela care vine în viața ta, iar odată cu el vine bucuria și pacea. Ceea ce mă uimește adesea la acest pasaj este faptul că ambele grupuri sunt puse în mișcare, în agitație. Unul pentru a răspândi o minciună, iar altul pentru a răspândi un adevăr, o veste bună. Oare din ce tabără suntem noi? Ce răspândim noi? Să știți că nu este vorba numai de cuvinte. Cum vă imaginați că veneau ucenicii Domnului, femeile cu vestea bună? Abia șoptind pe un ton conspirativ? Nu. Cred că erau plini de bucurie și, chiar dacă nu strigau pe străzi, fiecare putea să vadă bucuria de pe fețele lor și din inimile lor. Ceilalți nu puteau să meargă cu minciunile lor decât apăsați de povara grijurilor și acelor minciuni din viața lor. Dragii mei, este o bună lecție. Trebuie să luăm seama la ea și să evaluăm în mod cinstit viețile noastre. Dacă Îngerul a adus vestea învierii Domnului Sus și a încredințat-o femeilor, Domnul Iisus are o încredințare specială pentru toți acei care sunt ucenicei Lui. Sunt cunoscute cuvintele Domnului Iisus care constituie mare însărcinare. În ceea ce privește societatea contemporană, sunt două puncte de vedere contradictorii cu privire la ceea ce reprezintă această mare însărcinare sau mandatul pe care Domnul Isus îl încredințează ucenicilor. Ca opinie personală, pe ambele le consider extremiste. Un prim punct de vedere este cel formulat de anumite grupuri care susțin că mandatul încredințat de Domnul Isus aparține numai Bisericii. Bineînțeles, este vorba de Biserică ca organizație, ca instituție. Cel de-al doilea punct de vedere este unul cu o nuanță liberală, care consideră că el a fost încredințat numai ucenicilor prezenți și nu este cu necesitate un mandat pentru toți credincioșii. Cred că ați înțeles acum de ce am această considerație pentru ambele, ca fiind extremistă și lipsită de realism. Cred că Matei prezintă în mod clar faptul că acest mandat trebuie să-și găsească aplicații în viața fiecărui credincios, indiferent de zona geografică, cultură sau timp. Sunt de părere că acest mandat va avea un sfârșit, dar cu certitudine pot spune că nu este acum. De asemenea, cred că relatarea pe care Matei o face trebuie combinată cu cea din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, care sună astfel. Ci voi veți primi o putere când se va pogări Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Motivul pentru care privim la aceste două pasaje este acela că oferă imagine mai amplă în ceea ce privește mandatul în credința nouă. Dar să privim întregul episod. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Așa cum le spusese și Domnul și confirmase și Îngerul, locul ultimei întâlniri cu Domnul lor avea să fie în Galileea. Acum această precizare nu este întâmplătoare. Era nevoie de ceva timp pentru ca ucenicii să ajungă din Ierusalim tocmai în Galileea. Și nu numai timp, este vorba și de efort. Dar mai mult decât efortul, era nevoie de credință să faci un asemenea drum. Era o dovadă a credinței în faptul că Domnul înviase. Vedeți că până și atunci mai erau unii care se îndoiau. Dragii mei, mereu va fi așa. Unii se vor închina Domnului, iar alții se vor îndoi. Însă ceea ce relatează Matei trebuie să aducă încurajare. Domnul nu îi separă pe cei ce s-au închinat de cei ce s-au îndoit. Tuturor li se arată, le vorbește și le încredințează voia lui. Chiar în îndoiel, prieteni dragi, el este cu noi. Tocmai văzând îndoiala din inimile unora, Domnul nu-i mustră. Nici nu stă să gândească, Doamne, necredincioșilor acestora să le lase o lucrare mai departe. Tocmai de aceea Domnul începe cu o asigurare, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este o asigurare minunată. De acum Domnul biruise. Lupta este câștigată. Diavolul a pierdut. Domnul Isus are puterea în acest univers. Nimeni nu trebuie să se mai teamă. Acela care crede în Domnul Isus este de partea învingătorului, de partea celui tare. Mai mult, pe lângă faptul că este o încurajare, o asigurare, cuvintele Domnului Isus reprezintă și o declarare a autorității Domnului. Dragii mei, cred că acesta este lucru pe care adesea îl uităm și anume că mandatul vine din partea regelui Universului. Ne putem oare permite să-l ignorăm? Cred că nu. Mergând mai departe în observarea mandatului încredințat de Domnului Isus, nu putem trece cu vederea care sunt acțiunile incluse în acest mandat. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prima acțiune este inițiativa, mișcarea. Domnul Isus ne îndeamnă să depășim comoditatea, să depășim inhibițiile și să trecem la activitate. Dar nu numai aceasta este important. Scopul acțiunilor noastre este să facem ucenici. Vedeți, aici se face adesea o mare confuzie. Sunt mulți acei care consideră că este suficient să proclame evanghelia, să convingi câțiva oameni să accepte ideile prezentate și să i înregistreze într-un registru. Domnul vorbește despre ucenici, nu despre partizani unui crez. Ucenicia înseamnă mai mult decât atât. Ea implică prezentarea evangheliei nu doar ca informație, ci ca mod de viață care se ducă la schimbarea vieții. Ajungem la botez. Ceea ce doresc să remarc aici este faptul că el reprezintă o dovadă că întreaga Trinitate este implicată în procesul izbăvirii. Apoi, ucenicii trebuie învățați să păzească și să aplice ce a poruncit Domnul. Dragii mei, porunca lui este să l iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unii pe alții. Nu este mai mare poruncă decât aceasta. Nu este o altă dovadă că suntem mai lui, că el a murit pentru noi, că el a înviat decât împlinirea acestei porunci. Dragii mei prieteni, Matei prezintă un rege, pe Mesia, unul care aduce o împărăție nepieritoare. Ce cau cuvintele, acțiunile dragostea Domnului Isus în inimile noastre. De el depinde intrarea în această împărăție. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.